Salut, prieteni pescari! În sfârșit, echipa noastră a ajuns pe meleagurile Moldovei. De data asta suntem pe Iazul Frăsin. Aici dau cuvântul la prietenul nostru, Cristi, gazda. Da, suntem undeva la 25 de kilometri de orașul Iași, în județul Iași. Suntem pe una dintre cele mai importante bălți de pescuit din jurul localității noastre. Balta are aproximativ 15 hectare, e populată în general cu crap, caras, cam astea speciile predominante. E o pistă de concursuri, în general se țin foarte multe concursuri anual, vin pescari de peste tot din țară. Am auzit foarte multe partide reușite aici pe Iazul Frăsin. Cât e de mare? Că am văzut că am peste un kilometru lungime are balta. Da, e undeva până aici, aproximativ un kilometru. După cum vedeți, în partea aia s-a făcut o zonă de pontoane pentru concurs. De aici încolo, undeva la vreo 400-500 de metri, se poate pescuie cam un kilometru jumate de baltă, adică pur și simplu o baltă foarte mare. Aici unde ne-am așezat, aproape cea mai îngustă baltă, cum văd. Da, alul celălalt cât e, vreo 90-100 de metri, undeva variază aceste lățimi, lățimea maximă undeva la 150 de metri și pe undeva pe acolo, în zona aia, undeva la vreo 60-65 de metri. Deci, stăm noi, avem 100 de metri aici. Deci foarte multe partide care am auzit, practic se pescuiește pe malul celălalt. Peștele se hrănește acolo. Da, am auzit, dar peștele e în abundență. Astăzi aș propune să încercăm o partidă. Eu n-am pescuit încă aici, n-am fost ca să știu, să testez nimic. Aș vrea să încep eu partidă undeva să pescuiesc mai aproape, la 30-40 de metri și te rog să pescuiești tu pe cum pescuiești clasic. Cum pe știm noi de obicei, da. Să vedem la sfârșit două năzi diferite, o să folosim, să vedem dacă intră peștele pe scurt sau suntem un distrugător de mituri sau numai pe partea cealaltă avem trăsături. Da, de obicei, malul celălalt, toată lumea pescuiește în malul celălalt. Bine, hai să ne apucăm de treabă. Uite, domnul Cristi, stai, nada ta, eu pescuiesc cu gama XR. Ce trebuie să știi, asta e făcută din derivate de porumb, din semințe uleioase. Nu conține deloc fish meal comparativ cu ăsta. Scopexul e pe bază de fish meal, un fish meal dulce, dar și numele XL îi pretează că sugerează că este cu granulație foarte mare de pește mare. Ceea ce trebuie să știi, cu culoarea asta neagră te ajută să aducă peștele mai repede pe vat. Bine, nu cred că reușești să selectezi, prinzi orice. Asta normal ar trebui să funcționeze la pește mai mare. No, dă-i bătaie. Spor la treabă. Fir întins. Mersi. Deci pescuim cu două năzi diferite. Eu pescuiesc cu nadă pe bază de fish meal, făină de pește. Cristi pescuiește cu nadă pe bază de cereale, cu carbohidrați. Adică tot ce e dulce și tot ce înseamnă semințe. Teoretic, trebuie să intre peștele mai mărunt la el, dar mai des, la mine ar trebui să intre peștele mai mare. Ceea ce mai pun în nadă e atractantul de 250 de mililitri, care prima dată amestec cu apa cu care o să amestec nada. Acum, în perioada rece, folosesc chiar și jumătate de flacon. Poate să fie mai agresivă nada, să aducă peștele mai repede pe vad, nu se satură așa repede. Gama XL e diferențiat prin granulație mai mare, are micropeleți în el, are peleți măcinați de 4 mm de fish meal, black halibut, o să vă prezint și puțin dacă se vede. Vedeți, uite, foarte multă granulație mare. Pentru partida de azi o să pregătesc 2 kg. Tactica mea este, iar ca de obicei, unde îi pește mult, să nădesc mult la început și după aia întrețin cu coșuleț metod. Deci, practic, pescuiesc și nădesc la început cu coșuleț mare. După ce trece timpul și se adună peștii pe vat, încep să pescuiesc cu metod benzar flat.
Ar mai trebui umectată nada? Deci, după mâna mea ar mai trebui, dar asta contează foarte mult de mâna ta, cum presezi metod. E o nadă nouă, de asta întreb și, de exemplu, am făcut o singură? De obicei eu pescuiesc cu nadă mult mai bine umectată, dar eu fac excepții. Majoritatea pescarilor așa fac nada. E asta o nadă cu granulație mai greoaie, poți să lași așa. Dacă e mult mai mare, e mai indicat să lași așa semi-umectată. Dacă ai găsit un platou unde e terenul, fundul mai tare, atunci merită să mai umectezi. Atunci merg pe sfaturile tale? Nu trebuie să te duci pe sfaturi, dimpotrivă, tu trebuie să pescuiești cum știi aici. Vedeți, am două lansete la mine. Primul e care am în mână No Limit Method. De fapt, lanseta respectivă o să folosesc ca să nădesc cu momitor, să introduc cât mai multă nadă în apă, să fac un pat de nadă grosieră și pescuitul propriu zis o să fac cu Universal Feeder 360, care se pretea de la orice stil de pescuit, de la metod până la coșuleț, merge perfect. O să reglez distanța, de data asta nu o să fac pe țăruș, că vreau să vă explic cum mă nădesc și cum o să pescuiesc. Practic cum o să fac toată partida asta. Adică așa e în concepția mea, dar ar trebui să funcționeze. Deci undeva am reglat distanța în 30-32 de metri, aproximativ. Ăsta e coșulețul, momitorul de nădit. Uite, aici s-a oprit. Deci undeva aici ajunge momitorul în apă de 1,5 metri și o să nădesc în formă de evantai. Practic, prima nădire fac la 2 metri, 1 metru pe mijloc, iar 1 metru și iar încă 1 metru. O să fac în formă de evantai și o să reglez distanța, lungimea firului de pescuit cu lanseta cu care o să pescuiesc, undeva 1 metru, chiar 2 metri peste vat. Și aici încep pescuitul propriu zis. De obicei aici se strâng pești mai repede, mai ales că după o nădire masivă se sperie și se duc în larg și încet, încet, când se apropie pe vad, atunci primii pești prindem aici. E bine să nu aruncăm în același loc, de aia e nădit în formă de avantaj, ca să căutați peștii în dreapta, stângă, până nu se strânge pe vad, atunci recuperați distanța de 2 metri și o să pescuiți imediat în vad. Am pește deja. A, deja ai prins? Eu încă nici n-am apucat să nădești, deja tu ești în drill. Foarte bine. Am fix 5 minute de când am aruncat lanseta în apă. Undeva cam la 250 de grame are nadă pe momitor și fără să mă forțez îl trimit la distanța de 30 de metri. Trăsătură anemică și iată primul crac aici de la Iazul Frăsin. Cristi, vezi că te-am egalat.
Bravo. Am primul pește aici și eu. Nu e mare, dar e primul pește. Am păcălit-o cu ex, cu aromă de mango și ciocolată. Tesătură finuță, așa, finuț, dădeam eu, dar văd că vreo două minute tot pe acolo se învârte. Aha, ciortănel. Eu să prind încă unul. Cristi avea unul în față. Suntem 3 la 3 egal dacă scot. Deocamdată nu e nicio diferență între cele două distanțe. Într-un concurs aș aborda partida că aș face un pat de nadă aici mai grosire și aș începe pescuitul dincolo. Dar dacă se activează pește mai aproape, clar că uite ce frumos se vede bicolorul cu squid. Dar stați să aduc la... Acum cum procedez când vreau să testez dacă peștii au intrat pe vac. Până acum am lansat din poziția asta. Fac 2 pași mai mari, 2 metri și o să lansez de aici. Și atunci exact în patul de nadă o să fiu. Hai Cristi că egal, 3 la 3. Da, peștii tăi au fost mai mari ca ai mei. Da, tot aceeași mărime. Din experiență, tot din experiență, am văzut că aici, cel puțin anul trecut, toți pescuiau cam cu aceeași nadă. Dar diferența, din ce am văzut, o făceam umeala de cărlig. Formă, mărime, culoare, chiar teste făcute. Rozul mergea 2-3 ore, după care schimbai pe alb. Tot timpul trebuie schimbat umeala, am văzut eu de multe ori. Sunt diferite culori care atrage mai repede atenția crapului, degeaba zic unii că nu contează momeală, că intră pe nadă și mănâncă nadă. Ba da, contează foarte mult culoarea, flotabilitatea, cum echilibrezi, toate, e un joc mare de puzzle.
cam scuidul cu usturoi aici face legea. Ai pus și tu, nu? Da, 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 și s-a cunoscut. Da, îi place. Activează ce e mai rapid, cum am observat. Deocamdată prind încă 3-4 și mai încerc să studiez, să selectez și mărimea. Mai ales că acum peștele în abundență, dar acum am făcut o combinație de ex cu embutiric și un metod smoke dumbbells de 6 mm și pe țepușă de 10 mm cu cârlig de 8. Și după cum vedeți și coșulețul am schimbat, am prelungit tija ca să meargă mai drept. Acum folosesc Easy Flat-ul de 60 de grame la distanța de 32-33 de metri. Din cauza că a bătut vântul în rafale și am vrut să pescuiesc la precizie. E foarte avantajos Easy Flat-ul, că puteți să puneți mumea la oriunde, nu se agață și se liberează în timp. Normal aș pescui cu 30 de grame cum am început la distanța asta, dar mai mult contează precizia. Acum am observat, lansez și țin deasupra căcanului și nu îl mișc nici un centimetru, exact acolo pun jos și așa e deja firul întins. Mare probabilitate că în 3-4 minute deja am trăsătură de ciortan. Soarele se apune, aici eu zic să încheiem partida de azi. Ce zici, Cristi? Zolt, am pescuit în primul rând, îți mulțumim de nadă. Eu am pescuit oricum, nu cred că am putut să fac un pescuit perfect astăzi, pentru că a bătut foarte tare vântul și undeva la 107-110 metri e relativ greu. Dar nada a răspuns, mi-a plăcut, am prins peste 10-12 ciortani, chiar a fost ok. Momeala de cârlig, în schimb, am impresia că pe aici, pe acolo a făcut diferența. Am pescuit la momeala de cârlig cu usturoi, cea roz cu alb, nu știu cum, încă n-am învățat-o, că e nouă. Asta e exul denumirea ei. Usturoi cu squid. Usturoi cu squid. Adevărul că și la mine tot aceeași lucru a funcționat. Diferența era că eu am pescuit după o înnădire masivă la 30 de metri, cam aproape o oră am avut eu pauză, tu ai început mai repede, dar la mine au stat ciortanii după aia mai bine, nu ca să mă laud, dar... Da, nu, asta clar. În primul rând ai pescuit precis, ai pescuit exact. Da, era clar că te-a îngrunuat vântul, rafale de vânt. Eu am pus un coșuleț de 60 de grame în ultima oră,
și am avut o precizie extraordinară, nici nu mai mișcam planseta, cum a picat acolo a fost. Deci, în concluzie, eu zic că nada pe bază de fish meal dulce e bun sau eventual pe carbohidrați. Nu, a răspuns perfect și la carbohidrați, chiar. Da, în privința momelii suntem de acord că funcționa cel mai bine ex-ul bicolor cu squid and octopus. Îți mulțumesc pentru invitație și la următoarea partidă, până atunci ai dorit fir întins la telespectator. Și invitația e din partea noastră a tuturor, a moldovenilor. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. A fost o onoare să te avem printre noi pentru prima dată și poate ne vom vedea și cu alte ocazii. Revenim.